dat un vot foarte optimist astăzi, pentru că dacă cetățenii Craiovei sunt mulțumiți și vor opta și ei pentru continuitate, oricum este foarte important ca să prezinte într-un număr cât mai mare la vot astăzi, pentru că este și un semnal pe care îl dau, în primul rând față de noi, cei care am gestionat activitatea în acest oraș și în acest județ. Dar așa cum vă spuneam, noi suntem optimiste și rămâne de seară să vedem care este semnalul pe care îl dau cetățenii. Mi-a făcut mare plăcere să o întrețin pe doamna primar. Sigur, vom merge fiecare la propriile noastre secții de votare, dar am venit cu inima deschisă pentru că suntem alături de această echipă foarte puternică, suntem alături de profesioniști, suntem alături de cei care n-au lăsat să treacă un club de bani europeni pe lângă Craiova, principalul municipiu al județului, și a reușit să ia cele mai multe proiecte europene. Suntem alături de primarul nostru, care este foarte respectat și foarte îndrăgit și cu siguranță și în mandatul următor va reuși să facă multe lucruri importante pentru cetățenii Craiovei. Suntem aproape de oameni. Ani s-au petrecut lucruri speciale atât în Craiova cât și în județul Dolj. Am votat pentru dezvoltarea acestor lucrări, pentru continuarea lor. Am votat pentru dezvoltarea Craiovei, a județului Dolj, am votat pentru extinderea aeroportului Craiova, pentru drumuri mai bune în județul Dolj, pentru alimentări cu apă. Am votat pentru ca proiectele pe care le-a început primarul Craiovei să fie continuat, stadion la cea mai înaltă cotă din țară și, bineînțeles, o echipă care să ne reprezinte. Am votat pentru o echipă foarte frumoasă care este în jurul nostru și am votat pentru respectul pe care îl avem față de craioveni și față de cetățenii județului Dolj, cărora noi încercăm să îi reprezentăm cât mai bine și să le mulțumim pentru votul pe care ni-l dau. Proiectele începute de administrațiile locale și de la nivelul Craiovei și la nivelul județului Dolj. Am votat cu încrederea că numai cu această echipă frumoasă, cu această echipă cu oameni profesioniști, se poate continua și Doljul poate să prospere și să fie